inconștient. Când mi-am dat seama că am fost la un pas de moarte, atunci am realizat. Absolut tot s-a schimbat de atunci. Acum ești din nou tu, ăla care erai, sau ești un alt om? Sunt cel care am fost, mult mai bun. Diferit, în timp s-a transformat într-un concept, într-o idee pe care eu am avut nevoie de ea la momentul respectiv, dar care a început să ajute oamenii prin versuri, prin piese, pentru că întotdeauna spun doar adevărul, indiferent cât doare ai. De fapt, adevărul nici n-ar trebui să doare, n-ar trebui să fie frumos, rău. E pur și simplu adevărul. Deci povestea ta, ai pus-o în muzică, da? Da. De asta ai venit la X-Factor sau ai și un alt motiv? I-am promis cuiva acum 3 ani că o să ajung aici. Cui? Unei persoane cu care am fost 7 ani jumate. Din cauza a ceea ce s-a întâmplat, cu faptul că nu mai era meu, am pierdut absolut tot. Și nu o spun formal, absolut tot. Am pierdut iubire, familie, prieteni, muncă, școală, absolut tot. La X-Factor ai șansa să ne prezinți povestea ta pe muzică și în versuri. Te ascultăm, Cristi. And poetry. Țin minte. Mama plânge, tata pleacă, îmi spune că n-o să se mai întoarcă vreodată. Eu mă topesc în brațele ei, printre farfurii sparte, rămas fără idei. La 14 ani ce aș putea să-i spun, când o fă plângând cu inima făcută scrum? Cum aș putea să-i alin durerea și să o îndrum, când tot ce mai avem sunt 4 pereți acum? Sora mea s-a mutat la Rade, destul de complicat, eu fără bani sărac încerc să scap. Am cedat, mă las purtat de alcool, mereu că am beat, încerc să mă ascund de realitate. Vreau să scap și am vândut și droguri și am mai și luat și m-am lăsat. Te rog să crezi că n-am avut altceva pentru bani să fac. Totul s-a schimbat, când picat, înjunghiat într-un spital pe bani, mi-am zis că trebuie să ajung curat. De 4 am plecat, București, Arad, m-am săturat să mă împart între două lumi ce mă despart. Mă retrag în rime, ce monstru mă ține, sunt secat de suflet, ce dracu e cu mine. Fete ce iubesc, mi-e frică și să-i povestesc, mă feresc, nu vreau să o pierd, îmi e teamă că o îndepărtez. O păcălesc că sunt ok, nu vreau să vadă cum cedez, că ce ultimul motiv pentru care mă trezesc. Dar a aflat și după 7 ani jumate a plecat și a decis să mă lase în urmă cu un trecut murdar, o foaie, un pix și un vis. Dar tu, străine, tu, acum 3 ani ți-am promis că o să ajung aici. Filmul vieții tale, tot. Am senzația că te cunosc, că știu totul despre tine doar prin această prestație. Mi-aș dori să ajut pe cel din fața mea. Cu siguranță ajuți. Sper. Bravo. Mulțumesc. M-am ridicat în picioare pentru povestea ta și pentru modul în care ai pus-o pe scenă. Iar cel mai important a fost modul în care ai transmis-o. Mi-e în momentul de față imposibil să mă gândesc ce am putea lucra noi muzical vorbind în etapele următoare, dar mi-e absolut imposibil să nu aplaud viața ta și modul în care te-ai transformat. Mulțumesc! Îți mulțumesc că ai ales X Factor. Eu apreciez curajul tău de a spune viața în versuri și, cel mai important, apreciez faptul că ai avut tăria să te schimbi. Dacă ai schimbat acum o viață, un om care s-a uitat la televizor, poți să fii cel mai fericit din lume. Și noi suntem fericiți alături de tine că s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Da, din partea mea. Mulțumesc mult! Și din partea mea, da, pentru viață, bravo! Mulțumesc mult!
Răspunsul meu pentru tine o să fie pentru curajul și sinceritatea de care ai dat dovadă și pentru astăzi de la mine ai un da. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Ciao! Te trăiești! Gândește diferit! E greu să faci ce a făcut el. Nu știu până unde va merge. În orice caz, din punctul meu de vedere, și-a câștigat jeton. Pentru mai departe. În momentul ăsta simt cumva un sentiment de liniște. Pentru că le-am avut pe suflet. Pur și simplu le-am scos de acolo. A venit și s-a... eliberat. S-a eliberat, s-a căit, s-a... știi? Și-a obținut, într-un fel, iertarea, dacă vrei, prin povața lui. Uite ce am făcut, nu faceți, am suferit, nu e bine. Cred cu siguranță că oamenii mă vor judeca pentru povestea mea, dar mi-am asumat riscul ăsta. E foarte bine să ai curaj să spui lucrurile astea după ce ți se întâmplă, pentru că învață și alții din ele. Știi? Nu te ascunde.